Hai, vă salut! În acest material voi vorbi despre restricțiile impuse de autorități pe fond de coronavirus în perioada sărbătorilor pascale. După cum știm, se apropie sărbătoarea de Paște, există niște tradiții prin care oamenii, marea majoritate a lor, se duc la biserică în ziua de înviere. De acolo sunt niște, să zic așa, niște tradiții, da? La 12 noaptea, după aceea se înconjoară biserica până, nu știu, și se stă până la ora 6 sau cât, 5-6, nici nu știu. Am fost și eu la biserică, era mai mic, dar n-am stat mai târziu de ora, nu știu, ora 2 sau ora 3. În fine, noi ne duceam la, când eram ciutani, 14-15 ani, aveam pretextul necel la biserică, după aia săream în discotecă pe vremea aia. Păi, oamenii, cei nemulțumiți, să spunem, ar trebui să conștientizeze faptul că, în fine, în România, acum mă refer, deja s-a aruncat pe ideea că, domne, secretarul de stat, care ar fi musulman de altfel, așa, are ceva cu românii și vrea să distrugă creștinismul, tradițiile și așa mai departe. Păi s-a închis Mecca, da, care Mecca, știți și voi, odată pe an, veneau musulmani din toate colțurile lumii, din cauza coronavirusului. Da, păi, în România. Da? Astfel de măsuri s-au luat peste tot în țările, hai, mă refer acum la țările membre ale Comunității Europene, da? Inclusiv în țări catolice, de altfel, chiar și în Italia, da, unde acolo e sediul mare, da, la Vatican, și totuși, adică s-au luat astfel de măsuri, s-au luat, pentru că ei l-au considerat fi necesare. Mi se pare aberant, în fine, mi s-a părut aberant să zici, că am înțeles că până la ora 2 te lasă. Păi, bă, frate, n-are rost să mergem cu jumătăți de măsură, da? Ori nu ne lași, ori ne lași să ieșim să mergem la biserică până la 7 dimineața, da? Ce aia până la ora 2? Deci despre ce vorbim? Pentru că, așa cum am spus și într-un alt material, românul, da, 70% din români sunt creștini ortodoxi practicanți, da, chiar dacă, da, nu se duc ei în fiecare weekend la biserică, în fiecare sâmbătă sau duminică sau în fiecare vineri, da, așa, totuși, când există aceste evenimente, zicem, mari pentru creștini, da, și anume de Paști și de Crăciun, oamenii totuși se duc, da. Mulți se duc și din curiozitate, așa, ca la teatru. Da, și mi se pare aberant. Una la mână, nu le dădeam voie, adică, băi, tati, e carantină, stăm toți în casă. Vrei să ilumină, să plimbă popa pe stradă, ți-ai luat lumânarea, ai ieșit în fața blocului, ai luat lumină și stai în casă, că e coronavirus. Da? Există un virus care mierlește omul. Despre asta e vorba. Ar mai fi fost și partea asta mult mai ușoară, gen să zic autoritățile române, bă, știți ceva, hai să votăm. Vă mai convine carantina sau nu vă convine? Și pe puțin 70% din populația României votau nu, adică să dispară carantina. Nu ne convine carantina. Problema este că România este o țară membra a Comunității Europene și ceea ce se stabilește la Bruxelles, aia trebuie să aplice și în România. Chiar dacă le plac românilor sau nu. Da? V-am spus, astfel de situații există și carantinare, da, în preajma sărbătorilor pascale, există peste tot în Europa. Deci, despre ce vorbim? O, în fine, pun pariu că o să iasă scandal dacă au dat-o până la ora 2. Multă lume o să stea după ora 2. Iar o să fie chestii, ciocniri cu poliția, amenzii, libertatea noastră, a murit lumea în revoluție, pentru ce, oculta și așa mai departe. Dar oamenii nu realizează lucrurile astea. Nu realizează ce nu realizează? Nu realizează faptul că există un virus care omoară. Dar eu cunosc persoane care au murit din cauza virusului. Da? Au făcut COVID și au murit. Și majoritatea, în fine, aveau și anumite comorbidități, dar au fost și persoane sănătoase. Sau, în fine, sănătoase, poate cu un sistem imunitar slăbit.
Și nu ca o jignire, dar poporul român nu prea înțelege de vorbă bună. Da? Înțelege de frică. Pentru că dacă era, și nu numai poporul român, italienii, noi latinii, suntem altfel. Da? Uite, de exemplu, aici, la mine, în Irlanda, și ăștia sunt, și ei sunt catolici, se duceau la, în special, slujba de vineri, între ora 7 și 8 jumate, și duminică, slujba de duminică. Da? Era centru plin de mașini parcate, ca să ducă la biserică. Stăteau, nu știu, 2-3 ore acolo și până și ei au înțeles. N-a ieșit nimeni în stradă să... Că au ieșit, de fapt, împotriva restricțiilor, dar n-am auzit să iasă în stradă să spună, bă, păi noi vrem la biserică. Oamenii au înțeles lucrul ăsta. Pentru că, din punctul meu de vedere, nu știu, lumina aia care, în fine, așa mai mult o chestie tradiție. Dar, până la urmă, e vorba de lumina din sufletul tău, de sufletul tău curat, da? Până la urmă, veniți să luați lumină, veniți să luați cunoaștere, să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Nu se referă neapărat la o flacără, da? Dar nu e o tragedie faptul că dacă nu luați lumină sau nu se ia lumina anul ăsta, gata, e sfârșitul lumii. În niciun caz. Da? Există virus, trebuie să se respecte niște ordonanțe de urgență care se dau. V-am spus, guvernului nu-i convine lucrul ăsta, dar trebuie să ia măsura asta. Că mă repet și m-am tot repetat, da? Eu nu sunt de acord cu restricțiile astea sau cu carantinarea zonală, pentru că nu e aplicată cum trebuie, da? Păi ori ne lasă, circulăm, ori nu ne lași. Nu-mi zici mie că după ora 8 nu mai ies afară din casă. Păi cum adică? Atunci circulă virusul. Nu, tati, stăm toți în casă 2 luni, ne testez pe toți și ne dai drumul să plecăm. Pentru că altfel vor exista tot timpul rahaturi, căcaturile astea, da, și conflictele astea. Da? Și niște metode repetitive care nu funcționează. Ne bagi de Paști, ne dai drumul, ne bagi, când ne mai bagi în casă? A, ne mai bagi de, ce mai e după aia, de Paștile Morților sau când? După aia ne mai bagi de 1 mai sau, nu înțeleg, când ne mai bagi în casă? Și iar ne dai drumul, și iar ne bagi în casă, și iar ne dai drumul. Fiecare are dreptate în felul lui, guvernul are dreptate în felul lui, oamenii au dreptate în felul lor. Dar în același timp, eu nu sunt de acord când intervine, să zic așa, conflictul ăsta de idei, că acum sunt două părți, pro și contra. Și de fapt oamenii se bat pe nimic, da? În niciun caz pe metodele sau măsurile care trebuie. Ei nu văd altceva decât, bă, noi avem libertăți, da, și vrem să ni le... Da, ni le punem sau să ne folosim de ele, să beneficiem de ele. Da, iar guvernul spune, bă, nu prea mai aveți, că e COVID, e coronavirus, faceți COVID și mierliți. Și tot așa. E ca și cum chiorul, un orb, râde de un surd. Că ăla-i surd și ăla-i invers, că ăla-i orb. Ceva de genul. Nu știu dacă e exemplu perfect, dar cam asta este. Sau unul cu un picior de unul care n-are două picioare. Da? Sau se ceartă. Uite, tu n-ai două picioare și mai frate. Nu, bă, că tu ai doar un picior și tot așa. Adică la ce rost are cearta asta? Că nu s-ajunge nicăieri. Nicăieri nu s-ajunge. Și deja e o comedie de asta, mi se pare aiurea în tramvai. Și te-am zis, bă, iar stăm de Paști în casă. Păi da, stăm, că peste tot, na, și pe aici, pe Irlanda, și peste toată Europa, și să știe că de Paști lumea circulă, și aici, hai să îi aruncăm în carantină, că e necesar. Da. Da, aia zic. Iar, v-am spus, nu e o tragedie dacă nu vă duceți la biserică, nu este o tragedie dacă nu o să luați lumină, da? Important este, dacă într-adevăr sunteți credincioși, aprindeți o candelă casă de la bricheta aia cu care poate vă aprinde și aragazul și țigara, așa, rugați-vă, încercați să vă încărcați de energie pozitivă, să vă purificați, să vă căiți, cum să mai se folosește, da? Că împărăția cerurilor este a celor care sunt, din punctul meu de vedere, sunt încărcați pozitiv, au iertat,
nu fac rău, nu mint, chestii de-astea mărunte, da? Te înjură unul. Doar nu ți-a dat o palmă. Lasă-l în pace. Ți-a greșit cineva. Iartă-l. Iartă-l. Da? Nu-l uita, dar ignoră-l, părerea mea. Da? Pentru că așa cum văd eu lucrurile și cum am înțeles eu, când după ce moare omul, sufletul ăla se duce undeva, stă la poarta raiului și după aceea că te pune pe un cântar, în fine. Așa. Și zice, opa, păi tu ai păcate. Păi ce păcate? Păi uite, ai vorbit frumos lui ăla în față, dar l-ai înjurat de morți în gând. Sau uite, ai furat, sau uite, da, ai venit doar de fațadă. Atenție, mulți fac de fațadă chestia asta. Da, cu biserica. Marea majoritate, părerea mea, că o dau un alt subiect. Ei se duc la biserică și sunt credincioși și nu păcătuiesc. Nu că n-ar vrea, ei nu păcătuiesc. De ce? Pentru că ăsta e ca un șantaj. Da? Pentru că se duc în iad și în iad e greu, e nasol, e zmoală, e cazane, miroase urât, nu? E greu, e nasol, pută urât, frate. Păcând în rai, lapte și miere, tati. Mâncăm, nu ne îngrășăm, da? Tot timpul e soare acolo, e frumos și cald. Și omul de ce se duce la biserică? De frică să n-ajungă în iad, da? Dar dusul ăsta la biserică este inutil dacă tu doar la biserică te rogi, te închini de sănătatea dușmanilor și a ta și după aia când ești pe stradă îi faci lua la răul, înjuri pe ăla, te uiți la unul, ți-aduce aminte că ți-a făcut rău cândva, futui gura, îl înjuri în gând, băgamea și ce m-aș bucura să-mi ierlească să, păi aia e pierdere de timp. E iubire doar din interese, doar de fațadă, da? Respect și credință doar de fațadă. Și în fine, eu am zis că e cu interes aici. E ca și cum eu sunt milionar, da, adică am bani, trăim într-o viață materială și lumea din jurul meu mă respectă, mă iubește pentru că eu am bani. Pentru că dacă aș fi falit mâine, da, nu mai respectă nimeni. Și păi atunci ce iubire e aia? E totul contracos sau cum? E pe interes. Da, deci de asta zic, irelevant din punctul meu de vedere, da, eu am spus, sunt creștin ortodox nepracticant, cred și eu în Dumnezeu, dar un alt fel de Dumnezeu, eu am alte idei și despre geneză și despre Dumnezeu și despre sfinți, etc. E o tradiție, ce-i drept, trebuie să se țină cont de niște lucruri, că nu, până și pandemia asta nu o să dureze la infinit. Dar nu mor acum dacă nu iau lumină și dacă mă la biserică. Important este, da? Să am eu credința în suflet la mine și în veci eu, dacă mă duc, mă rog, acolo, Doamne, și lumea ar trebui să se comporte, da, în fiecare zi să se comporte la fel cum se comportă în ziua de Paște. Azi, că în ziua de Paște lumea e bună, se iartă, se vizitează, în fine, înainte, da? De-aia zic. Dar nu-i o tragi. În fine, sunt anumite persoane, personaje de pe scena politică românească care se folosesc de această chestie pentru, printre altele, de a obține și capital politic. Dar nu-mi place că se joacă un pic cu necazurile și cu mințile astea limitate ale oamenilor. Există și la noi România oameni cu minte limitată, ca peste tot. Da? Despre asta e vorba. Ce să mai zic? Bun. Nu-l înjurați pe Arafat, nu-l înjurați pe Câțu, nu-l înjurați pe Iohannis. Știți că când să-l înjurați? Vă spun eu când să-l înjurați. În momentul în care veniți cu o măsură care pare logică și care trebuie încercată și în fine, adică are totuși o logică. Da? Băi nene, cât să mai intrăm să ieșim din casă? Că mă repet, bagă-ne în casă, da? Deci bagă-ne în casă, nene. 2 luni. Și când să ne dai drumul, ne testezi. Și mai facem încă 2 luni. Da? Și în felul ăsta vom reduce numărul de cazuri de la, să zicem, na, câte cazuri să zic că sunt active în România. Dau un exemplu, 20.000, pun pariu că în 2 luni de zile vor scădea la, hai să punem 10.000 și după aceea o să rămână doar 500 de cazuri. Da? Dar când ridici restricțiile sau lockdown-ul sau carantina, prima dată ne testezi. Ăla-i pașaportul nostru de aici în societate. Testul. Da?
Fie că suntem vaccinați sau nevaccinați. Cam asta, de-aia zic, nu-i înjurați pe ăștia că ea n-au nicio vină. Peste tot se întâmplă la fel și încă o dată, da, nu trebuie să vă duceți la biserică neapărat pentru că acolo vă vede Dumnezeu. A, uite, a venit, ba, a semnat condica, nu. Se poate trăi, se poate sărbători Paștele și fără lumină, da, și fără dus la biserică. Stați în casă, roșiți ouăle sau cum vopsiți ouăle, rugați-vă la Dumnezeu, rugați-vă, cereți-vă iertare, pentru că toți suntem păcătoși și vom păcătui în continuare, nu? Și eu la nervi mai bag una alta, nu? Și în gura lui ăla, și în gura lui ăla, la altul, da? Și în ea de, și băga mea și în ea de, în el de ciocan sau de, da? Hai să zicem, dau un exemplu, da? Hai să ne rugăm să cerem iertare lui Dumnezeu acasă, să înțelegem situația, hai, mai stăm un an, doi, trei, dar până la urmă, lasă-o dracu, să termine și rahatul ăsta. Și o să fim liberi iar să mergem la biserică. Au fost ei popi care au murit de COVID. Da? Adică, totuși, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traist. Da? Deci au fost preoți, și nu știu ce, episcop în Bosnia sau nu știu pe unde, până Croația, Serbia. Îl întreb, păi unde era, mă, Dumnezeu? Sau pe ăla, în alt preasfințit, și pe huși sau... De la noi, din România, în fine, omul era și în vârstă. Dar întrebarea logică, păi unde era, bă, Dumnezeu? De ce la, dacă... Nu, Dumnezeu există, cum să nu? Și e, dar mai ești tu grijă de tine, tati. Nu? Cam asta este, de-aia spun. Ce să zic, vă doresc Paște fericit, liniștit, da? Și v-am mai spus, nu este o tragedie. Eu pun pariu de acum că o să iasă o mare harababură, cea mai mare prostie a guvernului, e că a lăsat, da, lumea să se ducă la biserică, aici e o chestie, da, să se ducă la biserică până în ora 2. Nu, trebuia să, cum să zic, aceste restricții, sau nu trebuia să-i lase să se ducă deloc. Da, să existe slujbe în biserică și după aceea, cum se face la 12 noaptea, cu lumina, cu alea, popii să o ia pe traseu, cu jandarmeria sau fără jandarmerie, sau cu armada, așa, să dea lumină, cum s-a făcut și anul trecut, da? Și totul era ok. Și lumea să înțeleagă lucrul ăsta. Dar lumea să înțeleagă lucrul ăsta. Bun, toate cele bune. Mă duc și eu. A fost o dimineață tumultoasă aici, cu ploaie, cu soare, cu vânt. Și, na, de-aia zic. Uitați, nici mie nu convin restricțiile astea. Noi avem restricții aici în Irlanda, 5 km rază de la locuință. Da? Și înțeleg și eu lucrurile astea. Și eu, într-un fel, am și înțeles de altfel. De exemplu, au fost perioade când am stat în lockdown și după aceea s-a deschis. Dar ne-au dat drumul. Eu mă duc și la sală. Mă duc la sală mai mult pentru cardio și, când zic sală, am și saună, jacuzzi, am acces, bazin de not. Și mă uitam cât lume puțin acolo și m-am întâlnit cu persoane care frecventau, da, sala și am zis, bă, dar nu mai veni să, noi ne ducem acolo mai mult să și socializăm. Și am zis, nu, domne, că ne e frică de COVID, da, de coronavirus, de boală. Zic, bă, păi da, că a avut și mătuși și mi-a avut, adică oamenii veneau și cu argumente, nu că au auzit ei în mass media. Da, uite, a avut și ăla și ăla și au dus-o, da? Și persoane sănătoase. De-aia zic, adică am înțeles lucrul ăsta, în fine, eram ca român. Hai mă duc, dă-l în morții lui de COVID, ce, pe mine să mă ia, mă, COVID-ul, las-o, dracu. Pui mei, Doamne ajută. Da? Cam asta e. Dar lumea a înțeles. Bun, toate cele bune, Paște fericit, liniștit, alături de cei dragi, mă refer la cei din familie, iar dacă vă întâlniți, Nu faceți live-uri pe Facebook, da? Și nu faceți scandal. Și ce? Zic, o faceți pe proprii, nu că acum instig eu la... O faceți pe propria răspundere, da? Așa, dar nu faceți valuri. Dar puteți să vă întâlniți și cu nănașii și cu cumetrii, da? Dar nu faceți valuri. Că dacă faceți valuri, mai ales pe Facebook sau așa, ați văzut, vă luați amendă, da? Și multe alte cele. Și aveți, în fine, da? Nu mai intru, că ăsta e alt subiect. Mi-am adus aminte de
persoane care au fost, deci au făcut live pe Facebook, tot așa, aveau petreceri, na, simțeam o să petreacă, erau ca perioada de carantină, și oameni care au creat probleme și lor, dar și patronului de local. De ce? Pentru că au făcut live pe Facebook. Și cine i-au turnat? Exact prietenii din listă. Da, tati, filmează-te, nu face live, filmează-te așa și după aia postezi pe Facebook la 3 luni. Și spui, he-he, asta e pentru cunoscători, da, o dai și tu cu subînțeles. Da? Dar de-aia zic, încercați să stați, dacă nu puteți să stați în carantină sau așa, puteți să vă întâlniți cu șustă, pe șustă, fără să faceți valuri. Dar pe propria răspundere, pentru că virusul există. Toate cele bune și încă o dată vă urez Paște fericit și nu înjurați autoritățile.